De ieri, pompierii olteni se întrec în competiții sportive, mini-fotbal, atletism și cross, dar și alte întreceri au loc între salvatori, care se luptă zilele acestea pentru un loc pe podium. Competițiile au debutat marți, când echipe formate din salvatori de la detașamentele Slatina și Caracal, Gărzile Vișina și Osica de Sus, s-au întrecut la mini-fotbal pe terenul sintetic de la Liceul Economic Slatina. Astăzi, în schimb, a fost mișcare la pădurea Strehareți. Marți, 3 septembrie, pompierii olteni s-au întrecut la mini-fotbal în cadrul cupei 13 septembrie, competiția fiind câștigată de echipa formată din pompieri cu vârsta de peste 40 de ani. Astăzi a avut loc la pădurea Strehareți competiția de atletism și cross, fiind prezenți reprezentanți ai ISU Olt și ai bazei 99 de Veselu. Iar activitățile la ISU Olt vor continua. În fiecare an, pe 13 septembrie, este marcată Ziua Pompierilor din România. Cu acest prilej vor fi organizate manifestări specifice, vor avea loc avansări în grad și defilări și vor fi oferite diplome de merit și recunoștință.